Râurile mici din întreaga țară vor fi curățate pentru a evita cazurile de inundații. Premierul Ion Chicu a cerut inventarierea urgentă a apelor curgătoare și elaborarea unui program național de reabilitare a albiilor pentru a evita incidentele similare celui de la Cumrat, unde zeci de case au fost înnecate marți de apele ieșite din albia râului Ialpug. Noi acum ne luptăm cu consecințele, dar trebuie să ne axăm pe cauze. Și cauzele sunt starea deplorabilă în care se află albiile marei majorități a râulețelor râurilor din Republica Moldova. Situație similară, credeți-mă, avem peste tot. Domnul ministru Pierjul, găsiți o zi să vedeți ce se întâmplă de-a lungul râului Ichel, de exemplu. Sau alte râuri, toate râurile, remarc. Deci o ploaie de aceasta ne nenorocește pe toți deodată. Premierul a amintit că în această vară o situație similară s-a testat în satul Hansca a Ialoveni, unde în urma precipitațiilor râulețul a ieșit din albie și a distrus o parte din gospodării. Trebuie să venim cu un program de curățare a lor, pentru că consecințele ne costă cu mult mai mult decât aceste lucrări. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perjo, a confirmat că situația cu râulețele din țară este dezastruoasă. O bună parte din ele a fost inspectată, iar concluziile sunt deloc optimiste. O bună parte din râulețele mici, în special, au fost inventariate. Spre regret, populația de multe ori zidesc sau fac diguri neautorizate pe aceste râuri, respectiv în partea de jos a cursului râului ele se usucă, unde se fac acele gunoiuri de care ați spus. Ion Perjo a menționat că în prezent se elaborează un program de curățare a albiilor apelor curgătoare în colaborare cu partenerii externi. Ministrul Agriculturii a subliniat că lucrările vor avea loc concomitent în toată țara.